așa de mică figura aia, nu știu cum se poate copii. Deci să arătăm cu O. Cu O intersecția celor diagonale, nu știți? MN cu AP. Și au... La unde deci, să mai facem? MN. Uite, fac așa. O. Da, da, ei cum se mai vadă acolo? Păi, înțelege că e vorba de aici, că am plecat de acolo. O acolo, ca să nu mai. O intersecția, da. O este intersecția diagonalelor, bisectoarelor celor două, nu? Da. Bisectoarea asta și cu bisectoarea cealaltă, care au devenit diagonale în clipa asta. Bun. Și atunci, pentru că CM este bisectoarea unghiului A, C, B, domn profesor, și AP este bisectoarea unghiului D, A, B. Deci, asta știm din ipoteză. AP e bisectoarea unghiului D, A, B. D, A, P, da. Da. Și CM, bisectoarea unghiului A, C, B. Da. Rezultă că D, C, N. D, C, C, N, unghiul ăsta, C2, ar fi cât N, A, P, cât A2. Păi da, este așa, este așa, pentru că am zis tot unghiul C, pentru tot unghiul așa, și jumătățile lor sunt congruente. Nu arată pe figură, știți, da? Bine, deci... Nu iese. De-aia ei nu mai urmăresc, vedeți? Că nu văd asta. Bă, da, eu văd. Vezi că asta e așa? Da, eu... Înțeles, zice. Da. Deci, sectoare. Tot unghiul ăsta, am arătat că e cât tot unghiul B, A, D. Da. Da. Și atunci, două unghiuri congruente și când ne duci bisectoarele, toate cele patru unghiuri, 1, 2, 3, 4, sunt congruente între ele. Sunt congruente, corect. Mm-hmm. Și acum, cum, dacă am intersectat N, M cu AP, punctul O, cum am făcut? Da. Așa. Între unghiul C, N, D. C, N, D. D. Măsura lui C, N, D e 90 de grade minus. Măsura lui C, N, D, adică asta de aici. Da, e 90 de grade. Minus C2. Minus D, C, N. D, C, N, care e C2. C2. De aceea măsura lui A, N, O. A, N, O. O, o da. Mic acolo. E măsura lui C, N, D. Egal cu măsura lui C, N, D. Lui C, N, D. Minus... Și egal cu 90 de grade minus D, C, N. Și egal cu 90 de grade minus N, A, O. Da, și înseamnă că astea sunt perpendiculare, nu? Exact. De aici e concluzia. Hai să vedem, vedem rațional. Deci, vedeți? Unghiul NDC, urmăriți-mă, NDC și cu unghiul MNA sunt opuse la vârf. Da. Deci, NDC. Corect. Și cu M, N, A, A sunt opuse la vârf. Corect. Da. Dar așez N, D, C, N, D, C și cu C2 fac împreună 90 de grade. De ce da? Împreună cealaltă? Deci, N, N, unghiul de N, N, D, C, din 90 de grade, nu? Da. Și atunci, D, N, C, da. D, N, C, împreună cu C2, C2 fac 90 de grade. Corect. Cum DNC este cât M, N, A sau O, N, A, pot să mă opresc. Exact. O, N, A. Da. Eu nu mai adun pe DNC, ci îl adun pe la C2, ci îl adun pe cine? Pe O, N, A. E și voi spune că C2, da. C2 plus O, N, A, fac împreună cât? C2-ul și cu O, N, A fac 90 de grade. Pentru că O, N, A nu am spus că este cât din C. Da. Și atunci, în loc să spun din C, eu înlocuiesc pe din C cu O, N, A ca fiind opus la vârf. Da. Și iată că C2 plus O, N, O, N, A da. Fac împreună 90 de grade. Dar în loc de C2, îl bag pe A2 în lucru. Că A2 e congruent cu C2. Exact. Și iată-mă că în triunghiul A, O, N, da. A, O, N, se întâmplă ca unghiul A2 și cu unghiul O, N, A să facă 90 de grade. Da. Și atunci nu obligă pe cel de-al da. Treilea 90 de grade. Da, și aici e 90 de grade, da. Și terminat, am arătat că... Diagonalele sunt perpendiculare. Și cu AP sunt diagonale. Perpendiculare. Și într-un patrulater, dacă am două diagonale perpendiculare, nu-i romb. Nu-i romb că n-am arătat că e paralelogram. Asta e. Trebuie să muncim. Dar am avem o achiziție. Exact.
jumătate de problemă am făcut-o, că am diagonale perpendiculare. Mă rămâne să arăt și că e paralelogram. Că e paralelogram. Iată, dacă am luat două diagonale perpendiculare, uitați așa, figura asta nu e romb, nu? Nu, nu. Deci, dar dacă arăt că e paralelogram, gata, cu e diagonale perpendiculare, e romb. E romb. Și acum trebuie să muncim să arătăm că e romb. Să arătăm că e paralelogram. Da, hai să le datăm până un alt, dar partea să punem nouă pe aia. Demonstrați. Bun. Oricum trebuie să o facem. Corect. Voi spune așa. Cum începem? Că M, bisectoare de diagonală. O secundă. Fixăm așa. Îi romb, dacă și numai dacă. Deci, care? Unu. Am până romb. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. A, M, P, N, paralelogram. Am paralelogram. Da. Și doi. Și mână. Și am și diagonale perpendiculare. Da. Adică vom spune că AP. Perpendiculară pe mână, nu? AP perpendiculară pe mână. Așa. Și noi demonstrăm acum pe doi, nu? Doi, că am, ne-am prins de ea. Ne-am prins de ea. La cealaltă încă nu, dar da. Nu-mi prinde. Poate așa. Folosim chiar treaba asta. Corect. Și acum începem cu bisectoarele? Sigur că da, așa începem. Mai întâi arătăm că unghiul tot ce e, cât tot unghiul de aici de mână. Foarte important, nu? Sigur, de acolo o pornim. Că nu avem cum să jucăm. Când bisectoarea? Nu, nu, nu. Nu? Între unghiul ADC, plecăm de la faptul că AD e perpendicular pe BC. Aha. Deci, spune că demonstrăm pe 2, da? Da. AD e perpendiculară pe BC. Da. Ce înseamnă că AD e perpendiculară pe BC? Înseamnă că măsura unghiului ADC, da? Uh-huh. Plus măsura, nu, măsura lui ADC este cât de grade? Alu ADC egal cu 90 de grade. Da. Rezultă către unghiul ADC. Nu, clar că e drept unghi. Da. Și acum zicem, celălalt două unghiuri fac 180 de grade. Da. Deci măsura lui DAC și AC D. DAC plus măsura lui DAC plus măsura lui DCA egal 90 de grade. Azi te rog să urmărești, spune-mi dacă am dreptate. Deci a zis că AD da. E perpendiculară, da? Contutul de acum. Și faptul că e perpendiculară înseamnă măsura un... ADC. Adică dar asta cu 90 grade. Și aici este scris, da? Da. Rezultă de aici că celelalte două unghiuri. Da, măsura lui DAC plus... DAC, da, galbenul. Da, plus măsura lui... Tot roșu. Da, ADC, 90 grade. ACD. A luat ACD, fac împreună... ACD, da. Da. Fac 90 grade. Deci galben plus roșu. Da. Fac, dau 90 de grade. Bun. Pe de altă parte. Între unghiul MA, între unghiul, eu vreau să arăt că ăsta, da, între unghiul ABC, am pe A, e de 90 de grade. Da, asta înseamnă deci, cu măsura lui V, cu măsura lui V. Deci între unghiul, triunghiul BAC, în paranteză, măsura lui A, egal cu 90 de grade, din ipoteza asta, nu? Da. Ipoteză. Rezultă că cele două unghiuri vecine, galben plus albastru, galben plus, adică unghiul A de 90 grade împărțit în două. Uh-huh. Sunt două unghiuri adiacente, galben și albastru, pentru că nu fac 90 grade. Da. Deci măsura lui, citește albastru în tăiat, măsura lui albastru. Albastru, măsura lui A... Nu pleci cu A. M, A, N, da, de acord, sau tot atât de bine. A, M, A, D. M, A, D. Nu, M, A, D. Sau B, A, D. B, A, D, da. Ca să fie mai clar. Mai bine, B, A, D. Da, B, A, D. Măsura lui D, A, C. B, A, D. Plus măsura lui D, A, C. Egal 90. D, A, C. Egal cu 90 de grade. Da. Ia uitați-vă. Deci odată avea măsura lui DAC. DAC plus DCA 90 plus DCA, adică fac 90, galben plus roșu fac 90, pe de altă parte am galben plus albastru fac 90. Da. Nu înseamnă că albastru egal cu
cu roșu. Măsura lui B, A, D. Măsura lui B, A, D. A, D. Este egală cu măsura lui D, C, A. D, C, A. Da? Da. Măsura lui B, A, D e egală cu măsura lui D, C, A. Și asta îmi spune, deși e unghiu ce, poate, da? Tot unghiu ce, cu tot unghiu din ăla roșu. Dar avem niște bisectoare în unghiu. Cum ce, M. C, M bisectoare. C, M bisectoare. Bisectoarea unghiului D, C, A. A lui D, C, A, da? Da. Rezultă. C, A. C, 2 sau cum scrie, domnul profesor? Înseamnă că C1 e egal cu C2, da? Da. C1, unghiul C1. Congrec cu unghiul C2. AP bisectoare. Cum AP? Bisectoarea unghiului. Bisectoarea unghiului. Care? BAD. BAD. Da, rezultă că acum îl trecem din 3 sau A1 cu A2? Cum să scriem? Zicem A1 cu A2, da, că le-am notat așa acolo. Așa le-am notat. Da. A1 congruent cu A2. A1 congruent cu A2. Congruent cu A2. Da. Și cum unghiurile acelea roșu cu albastru avem congruente. Iată, le avem aici. Uh-huh. Înseamnă că toate patru acelea sunt congruente între ele. Deci rezultă că C1 congruent cu C2, nu? Da. Adică dacă unghiul albastru e cât roșu, cât albastru cu roșu, jumătății lor sunt congruente. Congruent cu A1, congruent cu A2. Deci C1 congruent cu C2, congruent cu A1, congruent cu A2. A2 congruent cu A1. Corect. Iată că am ajuns la momentul acesta. Și acum, ne ducem în triunghiul NDC. Da, în triunghiul. În triunghiul NDC. NDC. Măsura lui D. Măsura lui NDC. Măsura lui NDC. Măsura avem că măsura lui NDC. De C e egal cu 90 de grade, adică, da. Deci în triunghiul N de C. N de C, măsura lui D e egal cu 90 de grade. Așa, l-am da. Băgat literal în mijloc. Atunci, da. C2, sau cum îl notăm? P3, domn profesor, nu? C2, măsura lui C2. Plus măsura... Plus măsura ăstuia din D, N, C. D, N, C. Măsura lui D, N, C. 90. Egal cu 90 de grade. Dar DNC, DNC e congruent cu celălalt opuzat cu ONA. Da? DNC congruent cu ONA. Opuse la vârf, scrie. Opuse la vârf. Uh-huh. Asta înseamnă că măsura lui... Eu pot să-l locuiesc acum. Nu mai e pe timpul. Pe DNC locuiesc pe O cu ONA. ONA. Asta înseamnă că măsura lui C2 plus ONA. Deci din cele două. Rezultă. Că măsura lui C2. Plus măsura. Măsura lui. ONA. ONA, da. Egal cu 90 de grade. Lui ONA. Egal cu 90. Egal cu 90 de grade. Dacă C2 plus. Dar C2 e congruent. Cu unghiul C2 congruent cu A2. C2 cu A2, da, am demonstrat. Este scris pe aici. Da, 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 C2 jos a scris, jos, jos. Da, 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 da. Demonstrat, da, sigur. Da. Și rezultă că... Din cele două rezultă, da, că în loc de C2 eu pot spune A2. Corect. Atunci zicem că măsura lui A2 plus măsura lui ONA. Măsura lui ONA. 90. Egal cu 90 de grade. Dar dacă într-un triunghi două unghiuri adunate, deci în triunghiul, zicem, în triunghiul AON, AON, avem chiar asta, suma astor două. Da. Eu o bag aici, avem, avem așa, asta. Măsura lui A2. A2 plus, plus măsura lui ONA 90. Rezultă că al treilea unghi completă 180, păi, adică rezultă. Cine? A, O, N. Rezultă cu măsura lui A, O, N. A, O, egal cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Și de aici rezultă că, nu, că A, P e perpendiculară pe mână. Corect. Faptul că e unghiul formal acolo, deci A, P... Perpendiculară pe mână.
pe mână. Și am arătat o parte din problemă, bat perpendicularitatea, da? Da. Trebuie să vedem paralelism. Cum vedem paralelism? Între, nu, eu am... Nu paralelism, să vedem paralelogramul. Paralelogram. Deci trebuie să arătăm paralelogramul. Da. Eu pentru paralelogram avem una din cele 6 variante. Da. Ori arătăm cu ghiuri opuse, două câte două sunt congruente. Da. Ori? Păi între unghiul amână, Ieruna, între unghiul amână, uite, a, nu contează, trebuie să mergem. A, uite, în amână, Ieruna, avem AP bisectoare și AP și înălțime. Tocmai ce am demonstrat. A, M, N, 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 domn profesor. A, O, bisectoare și înălțime. A, O, a fost dusă... A, O, e disus, disus. A, O, e bisectoare. Iau-te și înălțime, că am demonstrat acum. Sigur că da. Într-un triunghi, în amână, bisectoarea, perpendiculară, îl obligă pe triunghiul amână să fie isoscel. Deci amâi cât ană. Ia uite, da. Ce-am demonstrat repede. Și acum putem să demonstrăm și mână, P. Și N, O, congruent cu C, M. Și N, O, congruent cu C, M. Cu C, C, M, N, O. Și N, O, congruent cu C, M. Nu, O e congruent cu O, M. Cu O, M, așa stâmpit, domnul profesor. E o greșeală, dar să vedem, să vedem aici. Noi avem A, M, congruent cu A, N, clar din ideea care am avut-o acum. Da. Cu bisectoare și perpendiculare. Da. Acum triunghiul M, P, N. M, P, N. P, O este înălțime. P, O este înălțime. Și mediană. Și mediană. Pentru că am demonstrat că mă ui cât înălțimea și mediană obligă să fie iar isoscele. Iar isoscele. Și iar... atunci mă pui cât... Și până... dacă așa sunt congruente, laturile opuse. Laturile opuse congruente două câte două, figura e este paralelogram. Paralelogram și își rom cu diagonal perpendicular. Da. Deci se duce problema. Da. Deci, iată a fost esențial perpendicularitatea. Exact. Ne gândeam că ce facem o fi o problemă complicată. Acum vreau să trec în revistă toate posibilitățile pe care le-am la dispoziție pentru a vorbi de paralelogram. Dar cam încă ne-a ajutat perpendicularitatea. Asta foarte tare ca să demonstrăm că e paralelogram. Da. Deci, mai repede chiar. Ne-am dus în cele două triunghiuri care sunt soșele. Da. Vecime și vecini și am rezolvat. Da. Da. Cât e ceasul? Nu știu. E 8:30. 8:30. Deci e timpul Andrei. Da. 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 Andrei și sunt trași eu sufletul. Da. Deci asta putem demonstrat acasă. Luați cele două triunghiuri și au terminat. Și mai aveți încă trei probleme. Pare rău. Două, dar zice că nu știu să le facem și nu facem. Cum facem? Să? Zice că nu știu să le fac. Nu facem. Toți copiii fac așa. Ia, ți-ai făcut ceva? Da. Nu, nu știu să fac. Dar faceți să voi și voi de la sfârșit. Haideți să facem așa. Poftim? Nu, nu asta. Ce important este, chiar și așa, dacă ați înțeles figura, dacă ați înțeles de acolo raționamentul, este un câștig. Exact. Da? Deci este un câștig, nu, nu ca pe îndoială. Așadar, ne oprim aici, dragi oameni. Haideți, la revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profunul și vă dorim astea plăcută cu continuare. La revedere. Și nu uitați? Like și share. Sigur că da, de nu vrei să fii șomer. Și ce am făcut astăzi? Ca am făcut așa, rombul. Da. Deci am făcut, domn profesor, așa, paralelogramul proprietăți și rombul proprietăți și probleme. Asta e. Paralelogram proprietăți. Proprietăți, rombul proprietăți. Proprietăți și probleme. Corect. Hai să scriu asta. Ca... Da, ca să aibă Cristi acolo, să ne ajute. Să ne pună pentru toți copiii care ne urmăresc. Da. Deci, 1. Paralelogram. Para. Proprietăți. De loc. Gramul. Proprietăți. Rombul. Proprietăți și probleme. 2. Rombul. Proprietăți. Proprietăți. Și probleme. 3. Probleme. Gata, închid, domn profesor? Da. La revedere.